Cine mă tu, cine mă noi? Cine mă tu, cine mă noi? Cine mă tu, cine mă noi? Prieten, asta e a doua zi de când suntem în Dubai. Și acum eu împreună cu fratele meu Febi o să mergem la apartamentul pe care l-am cumpărat. Și că două zile am stat la hotel pentru că am așteptat să se aprobe apartamentul, să se iasă asta. Și acum merge la apartament, merge să scoate niște lezigmo, merge să scoate niște bani pe bitcoins, ca să înțelegi și cum stă treaba. Și apoi merge să luăm apartamentul. Sunt curios și eu cum, din poza am văzut că arată, e frumos, chiar e frumos, două camere, frumos, cu mare TV, cu balcon, cu tot ce trebuie pe acolo. Și acum mergem să luăm, să scoatem banii alea pe bitcoin și apoi mergem să luăm apartamentul. O să vă reținem, o să vă reținem, vă și rețin viețile mele, o să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă. Vă iubesc. Ca să înțelegeți cum tot treaba Bitcoin. A venit să scoate niște cash. Cash money, bitch. Față dată cu lipici. I have a lot of bitches in the house. Lot of money, lot of bitches. Where is money, there is bitches. Yes, of course. Where is Bitcoin, there is not hoes, wife. Bun. Uite așa le-a rămâinile la femei. Cum are de Bitcoin tu ăsta pe tabloul ăsta. Ok, deci vă spun o chestie. Ioan are 57 de ani. Și ea se întâlnește cu Maria, care are 24 de ani. Cât bitcoin are Ioan? Hai, răspunde-te aici în comentarii. Scrieți în comentarii cât bitcoin are Ioan. Hai că ai băgat câteva lume în ceasă cu întrebarea asta. V-a zice eu răspunsul, dar nu mai are așa după. Așa că răspunde-te în comentarii răspunsul. Bancomat, cripto, gen eu pot să-mi scot banii în cripto. Mamă, Dubai next level. Chiar, Dubai next level. Eu vor și unde stau, fac românește. Nu iau unde stă. Mă duceam, aruncam cafea acolo la gunoi. Priveliște. Și vin aici și mă uit în jos. Mă uit aici, nu înțelegeam ce se întâmplă și când îmi dau seama, ce credeți? Aici e skatepark. Să vedeți și voi. Mă întreb ce e încolo, dar să vedeți aici skatepark. Mă mir cum are skatepark în Dubai, adică mă gândeam că poate are, dar uite cum e cu zi, nu dai seama unde e. Acolo e și parc. Da, tare. Aici fac eu bloc. Pasă l-am terminat deja. Ăsta e lui Vormiu, CSD. Vă pup, băi, vă iubesc. Mă uite, poate mă așteaptă acolo. Hai, opreme! Acum am ajuns aici la apartament. Am venit să vedem cum e sala aici. Da, e mai mare, mai are mai multe chestii aici. Mai mare, mai are mai multe chestii. Uitați cum e sala aici. E bine că e mai mare sala. E bine. Aici dacă ai apartament, ai și sală inclusă, ai tot inclus. Ai și piscina, adică ai totul forță. Și ce credeți? Nu e așa de scump un apartament aici. Bine, pe tot. Dar prea așa, scump, 100 de... Dar nu, cât era? Mi se pare că 100 de mii cu o cameră sau două camere, dar ai sală inclusă, ai piscina aici, asta inclusă, dar acum e la curățat, de câte am înțeles. Adică ai multe chestii de le primești dacă îți iei apartamentul. Ține și până la urmă, frate, ești în Dubai, 100 de mii, bine, în România cu 100 de mii îți iei apartament cu 4 camere de 100 de mii. S-o îți ridici o vilă. Da, așa mai micuță, dar tot îți ridici. Ai înțeles? În fine, nu prea are legătura asta. Dacă știi ce faci, cum faci... Dar până la urmă ești în Dubai. De bine, de rău, dacă ți-ai un apartament aici, stai aici, vii în vacanță și poți să-l bai și în închiriere. Tot poți mai faci niște bani. Uitați, aici are loc de joacă pentru copii.
Adică e super, super frumos. Și e multă pază, e multă lume. Da, adică de acolo verii mei se bronzează. Vrei să dau un calul meu puțin? Hai să dăm călătul. Ia ține asta. Filip Salvamar. Am stat bine Salvamar? Uite așa. Și apoi mă duc de aici, alerg. Not, fug repede. Da, mă, e frumoasă, e frumoasă zona asta. E cum la noi cartierele rezidențiale, așa e și aici. Dacă la noi în România n-ai palmieri. Da, mă, o să vă arăt și apartamentul. Nici noi nu prea l-am văzut, am lăsat decât bagajele oarecum. Că sunt oameni acolo, fac curat. Am venit și noi oamenii noștri care ne fac curat, ca idee, așa. Și... să vă arătăm și camera, că sunt și eu curios cum arată. Și am ajuns la apartament, ne face contractul de apartament, frumos. Aici e bucătăria. Noi ca bărbați mai mult nici nu ne trebuie. Aici ceva Netflix. Avem și priveliște asta cu palmierii. Ați înțeles? Aici dolomcina. Baia, ia uite-o. Bine, și baia. Da, bravo. Vă pup asta. Și de camera. Uite și camera. Bine. Bine. Iar cu priveliște la... Aici ai parcul și acolo ai piscina. Și acolo e sala. Asta e frumos. Ați înțeles? Și bine, e frumos. Nu, tot din bravo, pe jos, pe sus. Chiar e stilul la finuț și frumos. Chiar e foarte, foarte, foarte frumos. Și de seară, mare film ce bag. Mă uit la asta cu tupac și cu bigi. Sunt aici cu Fabi. Ce credeți? Luăm înghețată de aia care... Chipsuri. Chipsuri. Nu înghețată, chipsuri de aia. Ia bine, de... Bă, de ce seaburi din gură. Ia uite. E venit tocmai din Madagascar. Nu din Madagascar, din Shaolin. China. Shaolin, China. Thank you. Mamă, ce-ți drept, să mor eu. Cum e, bun? Bun. Facem un test. Vă zic eu sigur dacă e bun sau nu. Ce să zic acolo? Vă pula, că iau cu mâna. Rămurește. Ia stai. Sunt ca chipsurile normale, dar cred că sunt reci. Super reci. Dar în rest nu are nimic așa. Ce cu Fabi? M-am mâncat un nerv. Ca să... Înțelegeți, am avut omul nostru care ne și pune... Și uite când noi ne livrează mâncare la apartament, în cameră. Ca noi nu trebuie să ducem nimic. Adică, ca să trebuie, avem un coș plin așa de astea și duce lumea, nu duce ieșele aici, bagajele. Ai înțeleg, asta mare că rămâne cu fungile. Ca idee, ne-a pus și aici produsele, alele noastre, viața mea. Oricum avem mult rău de tot. Chiar avem mult rău de tot. Phone number. Aici suntem într-un magazin indian. Da, e tare, chiar e tare și aici. Au mâncare ok. Mâncarea, carnea aia e cam ciudată. Are, ca să înțelegeți, are picioare de găină caramelizată cu caramel, cu asta. Adică, what the fuck, de ce ai mâncat așa ceva? Știi ce zic? Oricum... Nu ești ce trebuie. Okay. Thank you. My brother de India. Good. Yes, mă, da, mă, dar ești tare. Yeah, I'm vlogger, bro. One million? Yeah. One million.
1 million. Yeah, yeah. It's a trap. Okay, thank you. Bye, brother. Tu îți dai seama că noi am intrat în magazin, am făcut cumpărăturile, le-am dat camera noastră și noi acum mergem 15 minute pe jos, ne plimbăm pe la dit. Can I know your vlogger ID? Ah, vlogger? Yeah. Right, Instagram. Instagram. Pune acolo. Ia pune, știi cum e al celălalt grămă, nu? Oh, yeah, thanks. Yes. Bro, say with me, say with me. Cine mă tu? Cine mă tu? Cine mă noi? Cine mă noi? Cine mă tu? Cine mă noi? Cine mă noi? Good, good. Bye and it's oops. Excuse me. Okay. Bye and okay. See you. Good. See you, brother. See you, brother. Love you, bro. Îi aduc mâncare acasă, mă, îi fac delivery. Înțelegi? Altceva febi. Altceva febi. Avem oameni după care ne pune produsele. Mamă, noi nici nu trebuia să le trăim, că venea unul după noi și ne trăia. Da. Ne ducea aveam, produse. Cred că aveam vreo 5 pungi de cărat în mână. Și ai văzut, ei singuri îi pun. Tu doar trebuia ca să faci asta. Să iei cardul în mână și să faci așa. Piu. Și gata. Și produsele sunt la tine în cameră. Bine, nu? Cam to Dubai, viața, mă. Să ne iubim. Ține-mă. Dar la cum este Instagram? E albu.filip? Da, albu.filip. Dar eu niciodată nu scriu Filip cu F. Trebuie să fii prost ca să scrii Filip cu F. Trebuie să fii țăran. Pe bune, nu? Păi eu nu știu. Păi și mie mi-e nervează ăștia care scrie numele cu F. Eu te-am întrebat de vreo două ori, știi? Din ce cauză? Că eu scriam mereu cu PH, dar nu știam în document cum ești cu F, știi? Mă gândeam, poate ești cu F, mai știu, știi, noi ca moldoveni, că astea schimonosim toate numele, știi, la persoană. Ai zis că poate am pus eu așa de fițe, cum ar veni, așa mai... Mai știu, da. Eu în Italia când spun la oameni, de exemplu, cum mă cheamă, eu mă cheamă Fabian, nu? Și eu le spun Fabian și îi spun, a, Fabio, și scriu Fabio, nu! Așa zice și mie! Fabian, nu Fabio! Și ce zice mie? Filippo! Filippo, da, de ce zice Filippo? Spui că te cheamă Filip și scriu ție Filippo, Filippo! Și cum scriu ea F-I, de P-H-I-L-I, P-P-O! Adică, what the fuck? E ciudat, rădă, tu la ei sunt multe cu ouri, sunt multe ouri! Orlando, ma che cazzo fai? Ma tutto che cazzo bene? Fai, Orlando? Vaffanculo. Di merda. Non ti andrai a fare cavoli. Hai spiegato un bip? No. Dire voi, frumos aici. Nu mai bip. Ca să înțelegeți, dacă mă supăr cu Fabi, mi-au o vilă de asta și mi-au și un range de asta. Eu cu Fabi. Oricum, pregătiți-vă că ce urmează să facă cu Fabi nu a făcut nimeni în România, nici în Moldova. Ca idee, zi tu, Fabi. Pregătiți-vă și noi avem... Eu am 20 de ani și Filip are 22. Și uite unde noi trăim, în cabar cura. Că voi la 30 de ani încă achitați chiria lui mama. Știu că mulți skateri o să vorbească prost astea, dar știți care e diferența între noi și voi? Noi ne trăim viața, ne distrăm, facem ce vrem, unde vrem, cu cine vrem, trăim viața. Care alte parte și ar visa-o și noi ne chinuim să facem ceva cu viața noastră. Și voi, ăștia haterii, vă uitați la noi, comentați pe statură și vă bate foamea în stomac, ai înțeles? Și vorbiți de alții. Și nu o să faceți ceva cu viața voastră, nu vreau să comentați alții, mai bine uitați-vă cu ce facem noi, mai bine v-ar motiva pe voi să faceți și voi ce facem noi, sau chiar mai bine. Adică ce faceți ceva cu viețile voastre, frate, că dacă nu munciți voi și nu munciți voi pentru visurile voastre, nu o să muncească nimeni. Adică nimeni nu o să știe ce e în sufletul vostru și ce vă doriți voi cu adevărat. Știi cum spune tata mea? Între fund și canapea, dolarul nu trece. Înțeleg. Bună, ce vorba asta? Mi-am mărțit mâna cât stau pe ăsta. Mi-am luat de la așa de vlog. Eu tot am. Ai la și pe ăla. Uite, cheț. Uite, dar tu ce aici s-a altfel, vezi? Au diferite structuri la... Depinde, că alea din la Burj Khalifa am găsit o pisică care semna fi cu pisica mea. Adică am zis, chiar am zis, uite, bă, mi-am luat pisica cu mine în Dubai. Sir, delivery home, no, delivery home, sir. Boss, cum spune boss? Boss, da. Boss. Noi suntem boss și lor. Dar ce credeți? Mergeam acolo și ăla care l-am arătat eu cu... L-am pus să zică cine mă tu, cine mă noi.
Ai înțeles? L-am pus să zic asta. Și în magazin, el s-a băgat cu mine în seamă că a zis, wow, the tattoo is good. Și am arătat aici tatuaje, mi-a făcut poze, mi-a făcut filmări cu tatuaje. Adevărat că chiar se vede bine tatuajele astea. Și se uită la mine și a văzut că dau din neșe din cap. Zicea, is good. Am nebunit că nu am nebunit, dar oricum se vede bine rău tatuajele astea. La baia ce să mă fac tot corpul și mâna asta, o să fie nebunie, o să fie nebunie. Bă, prieteni, am ajuns cu Fabi, a trezut niște acte pentru a conduce aici în Dubai. Te-ați fac niște acte de-astea traduse, că nu poți să duci direct cu carnetul. Bă, și am ajuns într-un loc unde sunt numai cărbunăși de ăștia, sunt mărei, sunt numai indieni, pakistanezi, arăboi de ăștia, ai pe aici. Și sunt, că sunt ca sardinele. Mă vom vede și tatuat și asta. Zici că eu, adică eu sunt imoral printre negri. Și ce zic? Adică e ciudat rău de tot. Da, deci da, să le fructe, să le bag mâine. Hai că nu e aici. Nu e aici. Nu e? Eu l-am partea asta. Da, bă, e ciudat rău de tot. Oare. Și am găsit și o pisică de-asta pe stradă. O să vă arăt imediat. Care mi s-a făcut minoră de tot de a frații mei, dacă vedeți ce mică e și ce slabă e. Și doarme săraca pe colț de stradă și e așa pricăjită. Cred că dacă mai sta mult acolo, cred că moare. Și am intrat cu Fabio acum să iau de mâncare. Și să da face ceva foarte bună viețile mele. Că ăștia cât de amărâți sunt ăștia aici, că am venit într-o zonă unde sunt toți ăștia refugiați, unde sunt toți cârboșii să moară ei. Da, acum căutăm mâncare. Uite, pisica. Uitați-mă, frate, mă. Uitați-mă. Ia uite, de-abia aștepta ei, nu să vină cineva cu mâncare. Ce-i voi, mă, uitați-mă? Săraca, cred că e foame rău de tot aici, de tot aici. Lasă, dă-i așa, direct. Spune, pune și apă. Ia uite, săraca, bagă bota acolo. Ciuruc ăsta, da. Așa mă, frate. Să mor de nou. Zici că suntem în... pe livezilor acolo, pe Ferret, Texas. Te-am ajuns la niște ghetouri. Jale rău de tot. Numai cărbunoși, numai de ăștia așa. Că așa le zic, cărbunoși la ăștia așa. Mamă, și au ăștia niște mirosuri și niște mâncare pe aici. Deci întoarce sumacul pe jos. Ăștia mănâncă găini vii. Ca idee. E jale rău de tot. Dar nu mai uitați-vă la blocurile astea. Uitați-vă la blocurile astea. Și suntem în Dubai. N-au ferestre, mă. Suntem în Dubai, coaie. Au gratis la geam în pula mea. Și la etajul 1, 2 și 3. Dar ăștia cred că se suie pe pereți. De fun. E jale, băi, rău de tot. Cred că nu o să merg niciodată în India. Nu cred că o să merg niciodată în India. Gândiți-vă că eu sunt și tatuat și astea. Sunt îmbrăcat și așa, în roșu, de la Jordan, Nike, astea. Și mai bat și loc și astea. Și se uită ăștia pe mine. Nu se crede, mai erau trecut și trei negrese. Mine de acolo mi-a plăcut. A mai trecut trei negrese, uita la mine, țipau pe mine. E, bună, nu știu ce. Ziceam, love you, baby. Alele mele, aici am zis mai multe chestii, dar nu pot să zic aici pe un loc. Dar femeile sunt jale. Aici dacă le arăceam un buzunar, cred că mă linge și la picioare. Îți leg picioarele. Da. Dar uitați-vă și voi ce-i pe aici, să moară. Sunt toate națiile pe aici. Tot ce vrei, dar nu sunt albi.
că noi suntem singurii albi de negri, adică eu mă simt ciudat aici, nu? Nu e. Da, că ei toți uită la tine. Și? Și acum... Mamă, ia uite cartiere, zici că ești în Ferentari. Ce, mă, că și în Ferentari mai frumos. Pe Livenziul ăla acolo, măcar am și eu prieten, am asta. Altceva, dar aici, ia uite. Dă-i pe deapă. Aoleu. Jale, mă, jale. Și mi-e frică să dau și masca să ajungi de la gură. Ești nebun, pat, iau ceva de la ăștia. Globiu. Aici cum stă treaba, e cum trebuie, a? Cum trebuie. Decapotabilă, frumoasă, hazul nostru, viețile mele. Nu mai stau cu tine, mâine ies cu alta. Ture cu mașina până dimineața. Cine mă tu, cine mă noi? Cine mă tu, cine mă noi? Ha-ha.